eu am zis că sunt fake, frate, de când le-am văzut, dar nu vine să cred că... Că... Mă zic că n-are probleme. Ar fi tare să fie amândouă cu accident. Nu cred, băi, nu cred. Ai ieșit cu accidente? Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și sunt astăzi împreună cu logodnica mea aici de față. Astăzi să facem o chestie destul de interesantă, și anume o să mergem în Târg Vitan și o să verificăm câteva mașini, să vedem dacă sunt accidentate, dacă au kilometri dați înapoi, dar nu oricum, frate. Ideea este să nimerim mașinile care sunt accidentate și avem voie doar o încercare. Avem la dispoziție doar o încercare. Eu o să aleg o mașină din toată piața, o verificăm, vedem dacă e accidentată. Iubita mea o să aleagă o mașină din toată piața, o verificăm, vedem dacă e accidentată. Reader Broker TV, care o să apară imediat și în vlog, o să aleagă o mașină din toată piața, vedem dacă e accidentată. Și v-am lăsat niște poze pe Instagram și vouă să alegeți o mașină de acolo, să vedem dacă voi nimeriți una accidentată. Ideea este că sper, și asta o să vedeți și voi până la sfârșitul acestui vlog, că una din aceste mașini să fie accidentată și acela va fi câștigătorul acestui challenge, care va avea un super avantaj până la finalul acestui vlog. Așa că stați până la final, apăsați butonul de like și hai să-i dăm drumul challenge-ului. Deci, practic, e un joc de noroc dacă vrei să o iei așa. Oarecum. Nu ai de unde, trebuie să ai noroc ca să o nimerești pe aia. Băi, am ales și zona potrivită, să zic așa, unde, cum să spun, multe bile sunt câștigătoare. Adică s-ar putea să avem mai mult noroc decât ne așteptăm, dar nu se știe. Vedem asta până la finalul vlogului, pentru că și eu sunt foarte curios. Gândește un pic, mă, iubirea mea, dacă nimerești două mașini, deja din patru pe care le alegem cu toții, înseamnă că șansele să ții o mașină din Târg Vitan și să fie accidentat sau kilometri dați înapoi, bă, e de 50%, adică e foarte mare. Asta o să vedem în vlogul de azi. Așa că hai, iubita mea, să-i dăm drumul, scumpă. Haide, acum filmez și unghiile mele. A, ia să văd, mă, scumpă, ce unghii ți-ai făcut aici? De primăvară, uite. Pe cum, iubirea mea, ce ai acolo? Frunzulițe? Floricică, trandafiri cu frunzulițe și frunzulițe. Ma, am înțeles, uite, ok. M-am așortat. M-ai convins. M-am așortat, uite. Bravo, iubita mea, sunt mândru pentru de tine. Pentru că e primăvară, chiar dacă ninge afară. Apropo, e ziua ei pe 15 martie. Lăsați-i pe Instagram la mulți ani și follow acolo de ziua ei, să-i facem o mega surpriză. Poate fac 100K până-l tăzi. Mamă, cum ar fi să-i facem surpriza asta? Foarte, foarte tare. Hai să începem vlogul ăsta. Iubitule, ce? Pot să aleg de acum mașina? Mașina mea. Că nici n-am început challenge, iubire. Hai, te rog, uite, eu vreau să o aleg pe asta de aici. Băi, iubirea, tu faci... Te rog. Bă, tu faci mișto de mine. Nu, dar de ce? Vreau să fie asta mașina pe care eu o aleg. Mă, dar tu vrei să câștigi din prima, văd. Păi de ce? Ia uite. Păi, tocmai aia e deja accidentată, mă, scumpă. Dar ce are? E o mașină din piață, nu? Doamne, băi, bușcă, băi. Hai, bușcă, hai aleg să facem, asta. Băi, facem challenge-ul cum trebuie, nu o, mai aleg trage pe asta. Bine, eu tot pe asta o aleg. Bă, hai că am ajuns pe aici, ne-am primat un pic și iubita mea a zis deja că vrea să aleagă mașina din spate, un Audi Q5. Este. M-am hotărât eu să aleg. Bun, hai să vedem care e treaba cu ea. Ce mai găsim, iubita mea, aici? Uite, îmi place mie mașina asta așa. Ia, uite, mă, iubirea, și îți place ție ăsta, a? Nu știu, aș merge, ia să vedem BMW-ul ăsta negru. Dar sperăm să avem, să aibă serie. O știu, are seria? N-are nici ăsta seria. Trebuie ăsta cum o fi. Nici ăsta n-are. Păi, BMW-urile n-au seriile la vedere, adică trebuie să ridicăm capota, cred că să dau, descoperim seriile. Deci nu putem să verificăm BMW-uri. Le mai pun și în parbriz, știi, la anunț. Ăsta e tot, Audi... Q5? Mă, iubirea mea, dar îți place ție Q5, așa? Nici ăsta. Ăsta n-are seria în parbriz. Da, o are aici, costată. Da? Hai să vedem ce găsim. Asta e mașina alesă de mine. Hai că asta o aleg. Hai. Eu, că am găsit încă una care are. Da, da. Acum am dat seama de ce. Vezi că e o diferență? E foarte diferită, da. Asta zic, e bine. N-are opțiuni, n-are... Da, e diferită. Un pic la tapicerie, da, la tot. Da, 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 da. Nu se compară cu cea. Băi, oameni buni, n-am nimerit-o eu. Bușcă, n-ai nimerit-o. Asta e, n-am nimerit-o. Am nimerit o mașină chiar foarte ok. Păi asta... Foarte ok, kilometre reale, nu e accidentată. Dacă ar fi fost să-ți fi plăcut mașina asta și să-ți fi dorit să o fi cumpărat, era bine, știi? Adică da. Ai fi avut noroc. Da, da, era bine. Hai să mergem mai departe, să vedem. E rândul lui Reader Broker să aleagă mașina, să vedem care-i treaba, dacă alege una care e accidentată sau nu. Îți place polo ăsta, este? Ce? Îți place polo ăsta, este? Care? Cea mai tare veste din lume
lumea gamingului vine de la cea mai tare platformă de cloud gaming. Boosteroid.com a lansat aplicația prin care oricine poate deveni partener și poate câștiga 7,49 euro pentru fiecare abonat adus în aplicație. Iar tu poți face asta utilizând platforma Boosteroid.partners, link pe care îl aveți în descriere. Fie că ești elev, student sau pur și simplu pasionat de jocuri, te poți înregistra ca partener Boosteroid accesând linkul din descriere, îți configurezi contul, creezi linkul de tracking și ești gata să începi propria campanie de promovare. Cashback-ul este 7,49 euro pentru fiecare abonat înregistrat utilizând linkul tău, iar payout-ul se poate face începând cu suma de 50 de euro direct în contul tău de PayPal. Intră în lumea gamingului Boosteroid și urmărește paginile de social media pentru a afla mai multe detalii. Aveți toate linkurile în descriere. Acum mai suntem la o mașină și acum a făcut alegerea. Ce părere ai? Ce zici? O fi, n-o fi, cu accident? Apar cu... n-am, e surpriză. Știi cum e aici? Da. E ca la Kinder. Am înțeles. Îți pică ce dorești sau nu? Hai să vedem ce se întâmplă. Durează un pic, uite, 43%, mai durează un pic. 218D Coupe Sportline. Bă, acum, sincer să fiu cu voi, arată bine. Arată bine. Arată bine rău mașinuța asta. Ia uite cu numere roșii, frumos. Arată bine asta. Arată foarte bine, asta zic. Chiar foarte, foarte bine. Tu, ce părere ai ăsta? Da, varianta sport. Uite mă, scumpul, pentru tine îți trebuie una așa micuță, un cupe din ăsta. Nu? Cum mă, scumpă? Nu știu. Un cupe din ăsta așa micuț, drăguț, cum? Ia uite ce nu știu. Păi da? Și roșii nu-mi place roșii. Da, să colantezi tu cum vrei. Ia uite ce frumos e. Chiar mișto, mișto. Da, chiar... Hai că-i mișto în interior. Mișto, nu? Îmi place maxim. Păi asta zic. Hai să vedem acum dacă e cu probleme sau nu. Tu ce zici? Hai să, să dăm un pronostic așa. Nu e alegerea, nu e alegerea noastră, dar ne dăm și noi cu părerea, adică. Vă zic că n-are probleme. 16.000 de euro, uite. 170.000 de kilometri. Hai să vedem care e treaba. S-a întâmplat că a venit raportul? Hai să vedem. Că sunt foarte curios să vedem ce ți-a picat la ou Kinder. Ți-a ieșit sau nu ți-a ieșit? Zici ceva de accidente? A ieșit secțiunea de accidente? Serios? Da. E de Belgia mașina. Nu cred. Băi, nu cred. A ieșit cu accidente? Câți kilometri zice că are? 170.000? Da, sunt pe bune kilometri, uite, 170. Așa, hai să vedem. Da, deci a avut daună aici, da, în Belgia. Ma, ce-a avut daună, tată? Ia uite-l și nu are nimic. 16.000 nu scrie, zice istoric complet în rețeaua BMW, reviziile la zi. Ai nimerit-o și tu. Nu știu cum să-ți spun, din 3 încercări, 2 au fost cu... succes. Bun, hai că am postat pe Instagram, v-am pus un pool în care să alegeți dacă să verificăm mașina asta sau dacă să verificăm mașina asta și mașina pe care o alegeți voi, o verificăm și vedem dacă ați avut dreptate, dacă e cu accident sau nu. Ar fi tare să fie amândouă cu accident, dar nu o să le verificăm pe amândouă, o să verificăm doar una pe care ați ales-o voi. O să așteptăm câteva minute, alegeți voi pe Instagram ceea ce am pus să alegeți și vedem ce ați ales. Stați pe fază. Ia uite-și cum arată. Arată foarte bine, frate, asta e ideea. Arată foarte, foarte bine. Iubita mea, că o nimerit cu Range, o nimerit, da, și o deci are accident. Ce părere ai? Nu ceva grav, dar totuși. Deci uite și tu, tu ai punct, o să singurul care n-am nimerit. Păi n-ai nimerit că n-ai stat să studiezi. Am înțeles, dar oricum, ideea este că șansa ca să nimerești o mașină accidentată e foarte, foarte mare. Chiar dacă sunt accidente minore. E mare, da, deocamdată n-am găsit. Suspect mi se pare că n-am găsit cu kilometri dați înapoi deocamdată. Deocamdată, dar nici n-am uitat la mașini care să aibă, să pară așa suspecte cu 50.000, 100.000 de kilometri, știi? Nici n-am verificat mult, cât am verificat, 5 sau ceva. Da, ceva. Câteva victime. Hai să căutăm. Băi, oameni buni, tocmai ce am verificat și noi mașinuța noastră pe car vertical și am rămas șocat de o chestie pe care am înțeles de la iubita mea că nici ea nu știa. Ea mi-a spus că atunci când a cumpărat mașina a primit niște informații precum că mașina are 190 de cai și e 4. Bine, o chestie foarte interesantă. Nu are accidente, kilometrajul este real, chestii de genul ăsta și ceea ce ne-am bucurat pentru că, na, am avut o senzație așa că, bă, dacă are accidente, dacă are, nu are, ceea ce e bine, însă mașina nu e 4, frate, și nici nu are 190 de cai, are 150 de cai. Uite și tu ce scrie și uitați-vă și voi la emblemele astea, o să le filmez acum să le vedeți și voi. Uitați-vă că am emblemă în față, aici în interiorul mașinii, cu 4. Păi sunt fake, eu am zis că sunt fake, frate, de când le-am văzut, dar nu-mi vine să cred că, băi, deci cum se poate așa ceva, mă? În fine, ideea este că astea cumva mi-am dat seama că sunt fake de la început când le-am văzut, dar am zis că, bă, poate așa o fi la model.
de lăsat. Nici n-am tras de ele azi, că bă, hai să nu trag de ele, stric acum mașina. În orice caz, frate, aia e. La urma urmei, n-avem ce să facem. Ideea este că pe viitor e o chestie pe care am învățat-o și nu mai facem greșeala asta, iubire. Le verificăm tata înainte, ca să fie treaba. Adică dacă cumperi ceva, fii sigur pe ceea ce cumperi. Bine, că poți duci cu mecanic, poți duci și cu oameni care cunosc mașinile. Ideea este ca să verifici și istoricul așa cum trebuie, să nu trezești cumperi o mașină cu daună de 10.000 de euro ca să... Da. Cum am întâlnit cazuri acum în parc. Adică știi foarte bine. Cred că ar fi groaznic. Păi stai seama că tu crezi că mergi cu mașină bună și de fapt ea abia mai se târâie pe stradă. Băi, fraților, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Apăsați acolo butonul de like dacă v-a plăcut. Noi am fost surprinși să aflăm statisticile astea și sper că vă ajută și pe voi. Mai mult decât atât, nu uitați să vă abonați și să vă abonați și la canalul iubitei mele de YouTube și să ne urmăriți și pe Instagram. Eu am fost Radu Chirilă și până data viitoare, nu uitați, aveți grijă de voi. V-am pupat, ciao, les!